Ceremonia de deschidere a noului an școlar a debutat cu o slujbă religioasă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Dătătorul de viață, vino și te sălășluiește pentru noi și ne curățește pe noi de toată învinăciunea și ne mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. În timpul ceremoniei de deschidere de la Palatul Copiilor au fost premiați elevii și profesorii care au obținut rezultate deosebite pe parcursul anului școlar 2012-2013. Cunoaștem cu toții zicala că toamna se numără bobocii. Ne-am străduit acum la deschidere să vă facem cunoștință cu câțiva din copiii care au activat anul școlar trecut la cercurile din palat, care au avut rezultate și activități deosebite și munca lor, credem noi, că merită să fie încununată. Nu numai a lor, a tuturor. Oca Sabina, Bejenariu Denisa, Bilius Amedea, Calistru Luiza, Câmpan Ramona, Cuconu Irina, Dumistrăcele Liza, Gheață Loredana, Lupu Oana, Lulciuc Sabina. În anul școlar 2013-2014, elevii care vor să-și petreacă timpul liber într-un mod constructiv sunt invitați să frecventeze cercurile de la Palatul Copiilor și nu sunt puține, ci peste 20 la număr. Mai multe informații însă puteți afla accesând site-ul www.pacosv.ro.